Pandemia de coronavirus pune pe tușă campionatul european de fotbal. Este oficial, Euro 2020 devine Euro 2021. În România erau programate în cadrul turneului de fotbal 4 meciuri importante. Cu detalii de la Observator Update vine însă colega mea Bianca Iacob. Bianca, bună ziua! Au stabilit deja când vor fi rejucate aceste meciuri? Bună ziua, Mihaela! Da, se va juca în iunie și iulie. Atunci se va relua campionatul european. De data aceasta nu vorbim de Euro 2020, ci de Euro 2021, potrivit deciziei UEFA luată astăzi. Deși se zvonea că este posibil ca Euro 2020 să se joace în luna decembrie, oficialii UEFA nu au fost de acord cu această opțiune și au stabilit vara anului următor pentru începerea competiției. Sunt pierderi uriașe pe care UEFA le va avea din cauza acestei amânări a campionatului european, însă speră ca acestea să fie acoperite de ligile naționale, inclusiv de Liga 1 din România. Până la finalizarea, până la începerea acestui turneu de fotbal, posibil ca în București să fie terminate și stadioanele care deja se află în construcție, dar și linia specială de metrou. Însă trebuie să ținem cont că această decizie a UEFA vine în contextul pandemiei de coronavirus, care a amânat partidele de fotbal din mai multe țări europene. Da, și s-a cam amânat tot ce înseamnă manifestare sportivă la nivel mondial. Dincolo de aceste neplăceri, ca să spun așa, noi suntem deja la 24 de ore de când a fost decretată stare de urgență în România. Ce măsuri s-au luat până acum, dacă s-au luat o măsură nouă, din câte știu eu, nu foarte multe? Ce se va pune în practică? Hai să facem o recapitulare mare. Cum stăm cu numărul de bolnavi? Cum stăm cu resursele de care avem nevoie în această situație, Bianca? Bun, până la acest moment au fost anunțate 184 de cazuri, 184 de pacienți infectați cu coronavirus. Avem undeva în spitale la 1500 de teste, însă în depozitele Unifarm mai sunt încă 10.000 de teste care vor fi distribuite în centrele regionale, la spitalele din țară. Vom mai avea nevoie însă și de alte lucruri pe parcursul acestei crize. De altfel, guvernul se pregătește în acest sens. A fost dată o dispoziție de la Ministerul de Interne, recrutează medici din facultăți, studenți la medicină, ca să ajute în toată această criză. De altfel, se discută la nivel de Ministerul Economiei cu o companie producătoare de cosmetice care să poată să furnizeze, să fabrice biocide, pentru că România nu se poate baza în acest moment doar pe importuri în ceea ce privește partea de biocide. Există de altfel și o discuție ca guvernul să preia Hexifarma și să producă acolo cu ajutorul MAPN biocide. Toate sunt la nivel de discuție în acest moment. Mâine, după ședința de guvern, vor fi anunțate și primele măsuri care vor fi puse în aplicare, pentru că, așa cum ai spus și tu, suntem la 24 de ore după ce s-a publicat decretul în Monitorul Oficial, 24 de ore de stare de urgență, însă nu avem anunțate din partea autorităților primele măsuri care vor intra în vigoare. Repet, nu toate cele din decret trebuie să intre în vigoare în același timp, toate trebuie aplicate gradual și în funcție de escaladarea lucrurilor în acest context al pandemiei de coronavirus. Bianca Iacob, îți mulțumim pentru această imagine de ansamblu, ca să spun așa, mergem mai departe, mai exact.